Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor și Duhului Tău. Din Sfânta Evanghelie de la Marcu citire. Slavă-ți, Doamne, slavă-ți. Zisa Domnul către ucenicii săi, să trecem pe țărmul celălalt. Și lăsând ei mulțimea, l-au luat cu ei în corabie așa cum era, că cereau cu el și alte corabii. Și s-a pornit o furtună mare de vânt și valurile se prăvăleau peste corabie, încât corabia era aproape să se scufunde. Iar Iisus era la partea din spate a corabiei, dormind pe căpătâni. L-au deșteptat și i-au zis, Învățătorule, nu-ți este grijă că pierim? Și el, sculându-se, a certat vântul și a poruncit mării, taci, încetează. Și vântul s-a potolit și s-a făcut liniște mare. Și le-a zis lor, pentru ce sunteți așa de fricoși, cum de nu aveți credință? Și s-au înfricoșat cu frică mare, și ziceau unul către altul, cine este oare acesta? Că și vântul și marea ascultă de el. Pace ție celui ce ai bine vestit.